Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și voi veni la o călătorie prin lumea scepticismului. Astăzi, o să vedeți, este o emisiune cu totul special. Dar, înainte de a intra în emisiune, sunt nevoie să fac două precizări. În primul rând, trebuie să fac o corectură, o corecție, o rectificare mare legată de emisiunea de săptămâna trecută. Pe parcursul emisiunii, am afirmat că textul acela legat de vindecarea cancerului prin bunăvoință este din ziarul Financiarul. Într-adevăr, site-ul de pe care am luat informația respectivă, textul respectiv, este financiarul.ro. Ziarul Financiarul are site-ul financiarul.com. Un prieten de-al meu, Alexandru Dumitriu, mi-a atras atenția că s-ar putea să existe această confuzie. El încă nu văzuse emisiunea. Dar trebuie să fac această precizare. Deci, vedeți, cumva îngrijorarea mea legată de faptul că pseudoștiința se răspândește în România și prin intermediul ziarelor de bună calitate nu era într-un totul justificat. Dar, în rest, tot ce am zis în acea emisiune este perfect corect, este perfect verificat. Și mai am o precizare de făcut. Între timp, au venit la mine niște vrăbiuțe și mi-au transmis de la un specialist în război psihotronic oarece amenințări. Eu chiar sugerez specialistului în amenințări, din războaie psihotronice în amenințări asimetrice, să încerce doar, chiar să facă, pentru că v-am prezentat și eu niște emisiuni în care nu așa, era un dispozitiv cu unde transversale, tot felul de dispozitive psihotronice care nu așa, pot să altereze starea unei persoane. Și tot domnia sa vorbea de chinezii aia mici care se uitau la televizor, vedeau poza satelitului rusesc, se concentrau și satelitul făcea buf. Ei, îl rog să facă exact aceste proceduri pe mine. Ca să mă localizeze mai ușor, în fiecare marți, între ora 3 și ora 17 sunt aici. 15-17 sunt aici în studioul din strada Ghica. Să-și poată focaliza toate energiile, să vedem, are efect? Asupra mea mă îndoiesc că ar avea vreun efect, pentru că eu sunt sceptic. Și vă spuneam de o surpriză. Surpriza constă în faptul că am adus alături de mine niște oameni despre care am mai vorbit în alte emisiuni, sunt doi reprezentanți ai grupului acela de sceptici în România. Ei au și un podcast pe care îl puteți urmări, cred că odată la două săptămâni este difuzat. Uitați, sunt alături de mine. Cel cu tricou alb este Adrian Român. O să vă dau detalii și în dreapta mea este Andrei Bădilă. Adrian Român nu e nicio coincidență, e chiar nepotul meu, dar trebuie să vă mărturisesc că n-am știut că este implicat în această treabă a scepticilor în România decât foarte, foarte târziu. Ei apăruseră deja în spațiul acesta al internetului și, așa cum v-am mai spus și cu alte ocazii, chiar fac o treabă foarte bună. De ce sceptic? De ce nu? Da, chiar așa. Este natural să fii sceptic? Nu cred că e natural. La noi în țară mai degrabă găsim, cum să spun, o manifestare, cum să spun, bine definită a credulității în foarte multe privințe. Cred că este un accent mai degrabă. Cred că orice persoană rațională este sceptică, prin definiție. Și mai este o mică problemă. Ca să fii sceptic, ai nevoie de gândire critică. Iar gândirea critică, din păcate, nu se predă în școli. Gândirea, cel puțin la noi. Gândirea critică o dobândește fiecare, să zicem. La noroc, așa. Când stă să se gândească despre anumite lucruri. Toți suntem sceptici, numai că nu toți ne dăm seama că aplicăm acest lucru și nu-l aplicăm peste tot. Adică suntem sceptici în anumite privințe, dar
după cum s-a arătat în diverse sondaje, majoritatea românilor au încredere mai mare în ce le spun prietenii decât în ceea ce citesc în ziare sau ceea ce spun oameni de știință. Ei sunt sceptici la oamenii de știință. Sunt sceptici pe invers, ca să zic asta. Dar totuși sceptici. Da, mă gândesc, într-adevăr, aveți dreptate, că bănuiesc că puțin dintre noi ar da o sumă de bani cuiva cu împrumut, fără să aibă toate datele persoanei respective. Da. Nu dai unui necunoscut, n-ai încredere într-un necunoscut. Dar, pe de altă parte, am vorbit cu medici care îmi spun că au văzut cazuri grave de cancer în fază terminală, pentru că nu au avut încredere în medic, în schimb au avut încredere în vindecătorul care apare foarte des la televizor. Da, problema este la ce anume ales să fii sceptic. Ține de alegere. Da, ține alegere și de informare. Și aici am vrea noi să intervenim, adică să informăm oamenii, să le oferim un fel de ghid de scepticism cu care mare shermer, kitul de detectare a tâmpenilor. Da, să învățăm, să zicem, oamenii să gândească critic. Prin noi de obicei prezentăm diverse pseudoștiințe sau discutăm ce se mai întâmplă în presă legat de lipsa de scepticism. Și asta vreau să spun apropo de ce ai spus, de fapt, că lipsa de scepticism aplicată cum trebuie duce la probleme foarte mari. Poate duce la pierderea sănătății, sunt cazuri în care oamenii au prezentat simptomele unei boli și mai întâi au fost la vrăjitoare, la homeopați, la radiesteziști, la tot felul. La biorezonanță, admirațiile de biorezonanță. Ajungând la medic doar în ultimă instanță, când boala ar fi putut fi prevenită mai repede. Și în cazul ăsta ai pierdut, poți chiar să-ți pierzi viața. Da, păi de fapt, ia puneți aici pe tricou nepotului meu. Aici este una dintre manifestările la care ați participat și voi. A fost organizată de voi sau de... De noi și de ASUR. ASUR, da, este Asociația Secular Umanistă din România. Ce ați făcut? Am avut un eveniment unde am prezentat o diluție, cum se face o diluție de homeopatie. Diluția homeopatică infinitezimală. Da. Și apoi am arătat efectele homeopatiei luând o supradoză de tratamente homeopate. Am luat pe undeva pe la vreo 40 de somnifere homeopate și s-a întâmplat exact nimic. Nimeni n-a dar nu s-a întâmplat. S-a întâmplat că s-a întâmplat, că nu s-a întâmplat nimic. Da. De ce? De ce? Să ajungem în continuare la asta. Dar, uite, pentru mine homeopatia chiar este un caz interesant. A existat și o reacție a Societății Române de Homeopatie, un comunicat, da, care, nu știu dacă l-ați mai verificat, a dispărut de pe site-ul lor. A dispărut de pe site-ul lor? A dispărut. Ei uită că internetul e un mijloc de informare, da, foarte interesant. Din nefericire nimic nu dispare pe internet. Asta vreau să zic. Că el a fost preluat în foarte multe bloguri, a fost preluat de foarte mulți și pentru mine e un semn. Dar zic, de ce atâta lume crede în homeopatie? Chiar am avut discuții, cum să spun, cu adevărat aprinse, aproape că ne-am certat cu diferite persoane care susțineau că homeopatia face bine, e salvatoare. Dar acești oameni știau ce este de fapt homeopatia? Știau, nu, sunt oameni informați, adică nu fac comparația cu cineva care, mă rog, poate că și cuvântul diluție îi se pare un cuvânt straniu. Majoritatea oamenilor au impresia că homeopatia sunt tratamente naturiste. Oamenii profită de o confuzie de acest tip. Da, homeopații profită de o astfel de confuzie. Și de asemenea profită de faptul că nu toată lumea știe ce este placebo. Și ei spun că homeopatia vindecă prin placebo. Da. Păi da, dar trebuie să spună, ar trebui primăria să dea o hotărâre, nu așa? În care se spune că apa de la robinetele noastre vindecă orice bani. Este cel mai bun medicament, având în vedere prin cât
decât pe unde a fost. Bineînțeles, și a trecut prin cu tot soi de substanțe adverse. Constant, da. E adevărat, n-a fost energizată. Trebuie să energizez, că altfel forța vitală... Vai, nu. Dar că trece prin, prin țevi, în sus, în jos, în stânga, în dreapta, nu se pune energizare? Nu se cheamă, că dacă am înțeles... Ba da, trebuie să se numească energizare, pentru că e o firmă care produce tratamente homeopate și am văzut imagini din interiorul fabricii respective și agitarea o făceau cu o mașinuță, nu o făceau un om. Căci mă gândeam eu, domnule, trebuie să-l agite un om acolo, ca forța lui. Nu cred că homeopații serioși au această noțiune a energiei vieții. Energie... Dar există, oare rezistă homeopați serioși? Adică homeopați care se iau în serios mai degrabă. Da, cred că sunt homeopați care chiar cred ce spun. Adică sunt convins că este o mare progen de scroci care nu vor decât să scoată bani din lucrul ăsta. Dar sunt o parte care chiar cred ce spun. Da, bă, uite, mă uit, la noi în România homeopatia nu poate fi practicată decât de medici. Da. Pe site-ul Societății Române de Homeopatie este clar, numai medici sunt. Dar când le citesc manualele, mă apuc așa, voi le-a citit? Da, am citit. Da. În drumul lui Hahnemann. Sunt, cum să zic, nu-ți mai trebuie, eu știu, cărți umoristice, acolo umorul este intrinsec. Oricum, o chestie, pentru că suntem sceptici, am citit manualul lui Hahnemann, că trebuia să, ca să vedem despre ce e vorba în homeopatie, trebuie să te duci la surse. Uite, chiar, că și asta era un punct pe care vreau să-l ating. Un sceptic, cum zici și tu, cred că e o trăsătură importantă, nu trebuie să comenteze din auzite un anume subiect care este pseudoștiințific. Trebuie chiar să se documenteze de la sursa respectivă. În cazul acesta, chiar de pe site-urile homeopaților serioși. Serioși în sensul că, mă rog, sunt o organizație cu oarece activitate. Spunem homeopați respectați în grupul lor. Da. Pentru că am mai văzut, la voi am auzit, mi se pare, la o emisiune în care se făcea preparatul homeopat cu bilețelul. Da. Cum era ăla? Găsisem tot pe un site, să zicem, respectat de homeopați, că dacă scrii pe nu este nevoie să pui substanța activă în apa pe care o diluezi. Este suficient să scrii pe un bilețel, de exemplu, nu știu, Belladonna. Pui bilețelul sub un pahar cu apă, îl lași nu mai știu câte ore la întuneric, îl scoți și apoi îl folosești ca să diluezi. Și o să obții un tratament homeopat. Da, cumva substanța se materializează în paharul acela. Da, mai era un nene la televizor, nu dau nume, că cine știe, mă atacă psihotronic mai devreme sau mai târziu, care asta spunea, că tot ce te gândești se materializează. Putem rezolva problema energiei globale. Tot. Putem să chemăm niște magicien homeopat să materializăm. Da, de ce este atâta foamete pe pământ? N-ar trebui homeopații care pot să materializeze, să facă mâncare pentru toată lumea? Dar mă gândesc că dacă dozele astea homeopate vindecă, eu știu, o boală oarecare, ar putea să vindece și foamea lui, adică. Da. Și mai ales m-a amuzat o chestie foarte mult. Am văzut de curând un anunț în care erau o pseudoștiință din asta care vindeca boli incurabile.